sărbătoare mare se anunță la castel. Pregătirile sunt întoi pentru cel mai mare turnir din ținut. Troli, domnițe, animale fantastice și cavaleri se pregătesc pentru marea confruntare. Cavalerul din ținutul vecin vrea să participe la turnir și trebuie să ajungă la castel în 4 zile. Ca să nu obosească nici el, nici calul și să aibă energie pentru competiție, și-a făcut un plan. Va merge în prima zi o jumătate din drum, a doua zi o jumătate din drumul rămas, a treia zi o jumătate din rest, iar a patra zi ultimii 8 kilometri. Oare ce lungime are tot drumul? Iată planul cavalerului. În prima zi o jumătate din drum, a doua zi o jumătate din drumul rămas, a treia zi o jumătate din rest, iar a patra zi ultimii 8 kilometri. Cunoscând cei 8 kilometri care reprezintă jumătate din ultimul rest, după cum se vede din desen, să încercăm să mergem pe drumul invers, de la castel la cavaler. Acum pot afla cât ar mai fi avut de parcurs pentru a treia zi. 8 kilometri înmulțit cu 2, egal 16 kilometri. La fel, pentru a doua zi, de data aceasta 16 km înmulțit cu 2, egal 32 km. Și întreg drumul, după cum se vede din desen, 32 km înmulțit cu 2, egal 64. Deci, lungimea drumului este 64 km. Acum să verificăm. În prima zi, jumătate din drum, 64 km împărțit la 2 egal 32 km. A doua zi, jumătate din drumul rămas. 32 km împărțit la 2 egal cu 16 km. A treia zi, jumătate din rest. 16 km împărțit la 2 este egal cu 8 km. Iar a patra zi, 8 km rămași ultimii. Mulțumit de raționamentul lui, cavalerul este încrezător că va câștiga turnirul. Ca să-și calculeze din timp șansele, ar vrea să mai afle câți cavaleri participă la turnir. Pentru a găsi acest număr, folosește metoda mersului invers. Calculează și tu alături de el. Folosind metoda mersului invers, cred că și tu ai calculat așa. 20 înmulțit cu 5 este egal cu 100. 100 împărțit la 4 este egal cu 25. Să verificăm dacă ai calculat corect. 25 înmulțit cu 4 este egal cu 100. 100 împărțit la 5 este egal cu 20. Felicitări! Ai calculat corect! 25 de cavaleri vor participa la turnir.